Bună ziua, dragi mei! Sunt Arotela cu o nouă prezentare despre luna nouă și ce facem la luna nouă. A fost de curând luna nouă în Taur, luna a început să, să crească și suntem încă în potențialul acesta lunar în care putem să manifestăm intenții serioase și intenții sănătoase, evident, pentru că am mai spus-o de-a lungul timpului și în etalări și la prezentările despre lună. Dacă punem pe hârtie sau ne punem în gând vreau o anumită persoană, Universul nu o să ne răspundă așa. Dacă înțelegem că lucrurile merg altfel, energiile circulă altfel, putem să manifestăm persoana respectivă sau altă persoană mai bună. Ideea este să fim pregătiți ca Universul să ne ofere ceva sau nu. Însă, Asta nu înseamnă că vom gândi în pierdere, ci ne adaptăm așteptările și realizările la potențialele care sunt și oportunitățile care sunt în jur. Nu știu cât de clar am fost. Sper să fiu de acum încolo. Puteți să ascultați și anterioara înregistrare despre luna nouă. N-a fost doar despre pești. La, la luna nouă în Berbec n am făcut pentru că am zis că totuși prima înregistrare este suficient de clară, dar se pare că totuși e bine să mai clarific. Luna nouă în taur. Am spus și atunci, repet, luna nouă și luna plină în funcție de poziția lunii. Ne eliberăm în mod special de anumite lucruri la luna plină și manifestăm în mod special anumite lucruri la luna nouă. adică la luna nouă în taur. Pentru că taurul este guvernat de Venus, încercați să faceți și voi niște asociații, așa, cât mai simple, și apoi vin ideile, vă zic, din experiență, cu cât. Uh, investigați și cu cât forjați într-un subiect, vin ideile. Dacă stați, aulă, că nu știu, nu mă pricepi, nu, eu nu mă pac, nu mă pricep, prefer să ascult. Nu, gândiți-vă, Venus este zeița frumuseții, da? Venus este guvernatoarea Zodiei taurului. Taurul este zodie de pământ. Da? Până acum totul logic. Acum haideți să vă învăț să faceți și voi uh, conexiunile. Că mă întreabă unele persoane cum fac conexiune. Da? Vă învăț și pe voi. da? Ce ar trebui să manifestați? Adică să scrieți pe acel caiet special despre care am vorbit uh, în anterioarea înregistrare. Sau dacă nu aveți un caiet, o hârtie, da? Pe care o atașați. Sau uh, le strângeți într-un dosar la un moment dat. Că poate n-ai caietul lângă tine. Simți nevoia să faci intenția, să o pui în realitate, prin scriere o punem în realitate, e primul pas. Da? Știți că primul pas, de fapt, este gândul, rostitul și apoi scrisul. Toate țin de mercur. Dar e o anumită a, vibrație aici pe, pe pământ și atunci trebuie să și scriem ceea ce vrem să facem. De mai multe ori, nu doar o dată. Nu înseamnă că dacă ai scris o temă gata ai și învățat-o, da? Nu înseamnă că dacă ai făcut o ecuație și înțeles cum să rezolvă. De aceea este nevoie să repetăm acest, aceste acțiuni ca și eliberările, evident. Haideți să vorbim despre luna nouă în taur. Ce ar trebui să faceți? În primul rând, să manifestați lucruri care țin de această natură taurească, taurească, da, pământeană și frumoasă. Să vă cumpărați lucruri frumoase, hăinuțe, mă special, hăinuțe, o bluziță, cât de mică sau cât de ieftină, cât de scumpă, în funcție și de posibilitățile voastre. O bluziță, un lucru ușor, frumos, nou, pentru că ține de Venus, ține de Taur, care are o, o anumită senzualitate, îi plac lucrurile frumoase, colorate, o șarfă dacă nu puteți o bluză, da? Ceva drăguț. Pantofiori. Ce vreți voi, lucrușoare, de îmbrăcat, cât vă permiteți. Mai ales la luna nouă sau în perioada aceea de asta, zilele astea. În continuare, să ne limităm la natura noastră fizică, la corp. Să începeți eventual o cură de slăbire sau de îngrijire corporală. Să vă, să vă faceți un program în mod special în care să vă ungeți Corpul, în cazul în care n-ați făcut-o mai des, cu uleiuri, cu ulei de măsline, cu ce mai puneți acolo. Puteți să vă faceți voi un amestec special în uleiul de măsline, să mai puneți anumite arome. Se găsesc uleiurile esențiale la magazinele cu produse naturiste. Deci, vă faceți voi un program. Puteți să vă duceți la cosmetică da? să vă aranjați, să vă coafați, în general coafatul părul ține de berbec, eu atunci am mai schimbat eu coafura, dar nu doar atunci, cam mereu, periodic, adică, dar... Vă faceți frumoși, frumoase. Vă duceți eventual, am zis, la un program de... Nu musai de cosmetică, de masaj. Am zis masaj? Dacă nu, mă repet. Dacă l-am zis, să mă repet. Dacă nu, spun ce trebuie să spun. Pentru că masajul iar ține de tau. Ține de natura pământeană și senzuală a zodiei taurului. Acum că este un masaj de relaxare, de înfrumusețare sau de vindecare în cazul în care aveți niște probleme cu coloana sau eu știu cu ce alte zone ale corpului, nu contează. Masaj. Masaj, am zis, și puteți să continuați acest masaj sub o altă formă, am zis, cu uleiuri acasă în cazul în care de fiecare dată se întâmplă ceva după duș, nu aveți timp să vă... Așa, faceți un program de îngrijire mai atentă a corpului vostru. Evident că vorbim de îngrijire, continuați cu alte tratamente. Mai simple sau mai complicate în funcție și de cât vă permite situația financiară și unele le puteți face și acasă, evident, altele trebuie să le faceți la saloane. În continuare am zis, natura senzuală, să vă explorați senzualitatea și pe alte căi. Evident că și pe cale alimentară, că vorbim de zodia taului și știm că majoritatea taulor iubesc mâncarea bună. Cofi și sănătoasă, partea a doua, trebuie să fie aspecte în anumite planete, dar în mod special gustoas. Și atunci puteți să mergeți pe la restaurante, da, să vă alintați un pic, să vă alintați. Da, uite că a venit cuvântul, mulțumesc de inspirație. În mod special, luna nouă în Taur ne cheamă la această atitudine de alint. Ne alintăm noi pe noi înșine, pentru că știm bine că sunt mulți oameni care nu au parte de alint nici din partea partenerilor. Și atunci ne alintăm noi, ne respectăm, și o să ajung și la punctul următor, să nu uit, dar că de la respect salt într-o altă zonă mai serioasă, dar haideți să vorbim de senzualitate. Am zis restaurant, am zis mâncărică bună, nu puteți să mergeți la restaurant, dați comandă, că mi-am făcut și obiceiul să dau comandă să vină acasă restaurantul, da? Dați comandă. Și chiar este plăcut să, să fiți serviți. Să fiți serviți cu o mâncărică bună care vă place vă. Acum, în continuare, dacă vorbim de mâncare, poate vreți să descoperiți, să gătiți voi ceva interesant, să, să faceți un curs, iar un curs de, nu știu, cofetari, bucătari, glumesc, dar poate să fie real sau pur și simplu vreți să urmăriți pe internet un curs online cum să faceți anumite chestii drăguțe pentru cei dragi. Pentru copii, pentru sos, pentru musafir. Mie îmi place să fac. Nu gătesc foarte des, dar când gătesc, îmi place să fac lucruri deosebite și, în primul rând, să le decorez frumos. Iar decorații decorații. Și de la decorații alimentare sărim la, dragii mei, decorații ambientale. Iar este un moment excelent pentru a vă aranja casa. Am zis că, în general, la luna plină, luna nouă, este frumos măcar atunci să dăm cu aspiratorul și să așez, a, pregătim energiile pentru ceea ce vrem noi să facem, eliberări sau intenții manifestări. Dar, în mod special, la luna nouă, iar chiar dacă nu puteți să începeți a, o acțiune amplă de decorație, decorațiuni interioare sau de recurățare, de re, eu știu ce, abilitarea casei, puteți să începeți prin achiziționarea de lucruri frumoase. Achiziționarea de tablouri, că tot am în spate, da, obiecte de ambient, alte obiecte, evident, vaze, lustre, draperii, ce vreți voi, cuverturi pernuțe, că țin de confort, de sensualitate. O, oh, da, visul meu e să am un pat plin de perne, nu știu, fără număr, fără număr. Probabil că vreau să colecționez atâtea perne și o să mi le înșir care peste care prin pat, prin canapele pe care le voi avea. Dar, dar, am zis, ați reținut, da, nu trebuie. Vă mai dau exemplu așa, dar voi vă adaptați și posibilitățile și ceea ce simțiți. Da? Și ceea ce simțiți. Ce ar mai fi frumos de făcut practic? Practic la lună nouă în taur. Am zis de mâncare, am zis de decorațiuni, da. Ce am început și eu să fac? Am început să... Începeți să lucrați proiecte care țin de creativitate și de frumos, că tot este Venus, da? Am foarte multe, știți că am foarte multe în plan, din păcate Photoshop-ul meu a fost de, de când mi-am cumpărat uh, ultimul laptop uh, n-am mai putut să instalez, trebuie să mi schimb Windows-ul. N-am mai putut să instalez Photoshop-ul și am rămas în urmă cu multe proiecte. Însă, însă în curând trebuie să fac expoziția pe care am programat-o și evident că pentru expoziție trebuie să și lucrez și. La luna nouă mi-am cumpărat un canvas, atât era în magazin, ca aș fi cumpărat mai multe. Și am început să lucrez la, la ce am de făcut. Expoziția va fi despre îngeri și evident că va conține și o icoană 2-3 și am început să, și cred că o să simt că o să am spor de data asta, să continui o icoană pe care am început-o de mult timp și ceva ceva n-a mers, a tot fost plimbat. Am început cu icoana Sfântului Arhanghel Gabriel va fi și Mihail și vom mai vedea ce va mai fi. La final s-ar putea să vă arăt și poze. Poate și filmez. Rămâne de văzut pe celălalt uh, site. Dar să revenim la ce aveți de făcut. Eu am spus ce am făcut eu. Da. Mi-am cumpărat o bluziță. Nu cine știe ce. Da. Tocmai bună pentru blugi. Uh, Mi-am cumpărat canvas. Trebuie să... N-a avut blocuri de desen. Trebuie să revin mâine, probabil, să cumpăr mai multe blocuri pentru, nu neapărat schițe, și pentru lucrurile de acuarele, ce mai fac eu. Mai cumpăr materiale și am început practic. Ieri toată ziua am stat în curte ca fost soare și am lucrat la acea icoană. Este destul de mare și este meticulos. Deci, revin. Ce este frumos să faceți la această lună nouă sau când începei a... începe, deja în creștere, da? Să vă implicați în proiecte creative, practic, practic, da? Că poate nu-ți picta toți, evident, dar, poate, repet, poate vă aranjați casa, poate aveți, eu, eu știu, de... Vreți să vă... Ia, apropo de pictat, da? Nu neapărat pictate, sunt multe tehnici, colajul este foarte interesant. Cartea, caietul vostru de intenții ar trebui să aibă din când în când și niște... Pagini în care vizualizați, vă adunați imagine pe care vreți să le manifestați despre partenerul vostru, despre casa pe care o aveți, mașina pe care o vreți, sănătate, un corp sănătos, da? Și puneți acolo, colați, lipiți diferite imagini pe caietul vostru de intenții. Poate să fie separat, poate să fie intercalat între scriere și imagine, puteți să vă decorați caietul de intenții la lună nouă în taur. Apropo de chestia asta. Deci proiecte creative și pot să fie multe și în domeniul managementului sau al publicității, depinde în ce lucrați voi, în ce zone lucrați. Poate vă decorați mașina, da? Vă spălați mașina, hai să vorbim și de mașină, eu am dus-o la reparat. În fine, da? Vă cumpărați ceva frumos și practic pentru mașină. Pentru mașină. Cort, apropo, pentru că îți dă oarecare stabilitate într-o excursie, da? Ai nevoie de un cort, de ce nu? Iar chestiuni care țin și de frumos și de, lucru, și de funcționalitate, da? Că vorbim de latura pământeană a taului, a lui Venus, da? Și ar mai fi, probabil, sper că nu le-am uitat, dar... Printre tot ce am spus, am spus că unele pot fi mai scumpe, altele mai puțin scumpe în funcție și de posibilitățile voastre. Important este asta, spun, pentru că trebuie să conștientizați valoarea lucrurilor și valoarea, dragii mei, mai presus de toate, valoarea voastră. Și atunci, dacă voi începeți, cum am spus, să vă acordați dragoste și respect, începeți să investiți câte puțin în voi. Și în acele aspecte frumoase pe care vreți să le lucrați, corp, da, ambient și valoarea voastră personală. Um... Valoarea voastră personală, evident că o lucrați în mod special prin scriere, ceea ce scrieți în aceste, în aceste zile, în această perioadă manifestați, haideți să vorbim, intenționez, de fapt manifestările, sunt, manifestările scrise sunt de fapt niște intenții. Nu putem să ne adresăm Universului că vreau cu tare lucru, doresc cu tare lucru, am ordonat Universul, nu. nu. Intenționez să fac acest lucru și ca atare încerc o colaborare cu tine, universule, în acest sens. Și atunci, cum un soi de plan, da? Puneți intențiile, manifest, intenționez, manifest creștere spirituală, manifest respect față de mine. Și cum manifest? Prin tot ceea ce am spus mai devreme, da? Și prin multe altele, de exemplu, o selecție specială când e vorba de relațiile personale, o selecție specială când e vorba de ambientul în care stați, da? Felul în care vorbiți, ce permiteți oamenilor să proiecteze pe voi, și multe alte lucruri. Pentru aceasta ar trebui un videoclip special, însă manifest valoarea mea sau creșterea valorii personale prin ce am spus, dar, dragii mei, să nu deviem totuși, valoarea unui om nu constă în lucruri cum poate este tendința extremă a zodilor de pământ și poate a aleului, că na, leului, leul vrea lucruri valoroase. Um, și altor zodi, depinde de aspecte de planete. Unii oameni așa au, au fost crescuți, din păcate, e o educație de, poate să fie și de sute de ani, da? pentru unii, dacă se trag dintr-o anumită familie, însă, pe care trebuie să o depășim, uh, să nu vă fixați la această impresie că mașina ne dă valoare, casa ne dă valoare, hainele ne dau valoare, nu ceea ce suntem noi ca oameni și ceea ce reușim să facem. Și poate nu toată lumea o să aibă o serie, eu știu, excepțională de succes după succes după succes. Important este chiar și cele mai mici reușite să fie apreciate ca atare pentru că dacă sunt puține, dacă sunt mici, înseamnă că au fost blocaje peste care a trebuit un om să treacă. Da? Și atunci este de apreciat faptul că a învins blocajul. Deci manifestăm în această perioadă valoare. Cumpărăm lucruri de valoare. Dacă nu puteți să cumpărați o casă, dacă nu puteți să cumpărați o mașină, dacă nu puteți să cumpărați un teren, am spus mai devreme, cumpărați lucruri mai mici. Cât vă permite situația, dar faptul că investiți un pic în voi înseamnă că vă acordați voi, nu o faceți pentru ce zice lumea? O faceți pentru stima față de voi, da? Că poate sunt unii oameni care nu și-au mai cumpărat lucrușoare de mult, din dorința de a avea grijă de familie, de copii, de a-și plăti întreținerea, alte cheltuieli, alte cheltuieli și uite așa, vorbesc din experiență, da? Poate a stat în, în lucrușoare, același lucrușoare, mai mulți ani decât ar fi normal. Și este bine să renunțăm, da? Luna plină, renunțăm la lucrurile vechi și să înnoim un pic energiile, da? Eu vă recomand, din tot sufletul, să evitați să cumpărați de la second-hand. Haine. A. Ah, o geantă, o curea. Mm. Um, N-ar fi, dar lucruri pe care le-au purtat și ar, alții, foarte aproape de cor. Accesorile mai sunt cum mai sunt. Să zic, un cercel, dacă sunt, nu știu, nu-mi dau seama, curele dar evita să cumpărați de la second hand. Când este vorba de corpul vostru. Dacă sunt piese de mașină sau alte chestii, da, le găsiți un pic mai ieftin. Sau poate și alte obiecte de interior, să zic cum ar fi, antichitățile, da? Sunt un soi de second hand, o valoare, da? Au o valoare. Așa că încercați să vedeți, să gestionați bine noțiunea de nou și valoros, vechi și nou, da? Da, lucrurile vechi pot să aibă și o valoare. Da. De exemplu, eu tablou ăsta nu o să-l dau evident în veci. În fine, am dat un exemplu. Sunt lucruri vechi la care ținem. Din multe motive. Poate și eu o să ținem, dar bine ar fi să nu mai purtăm. Dar mai ales dacă este de la cineva, asta vreau, aici vreau să zic, dacă este cadou de la cineva drag, o ții, domne, și o păstrezi poate și într-o cutie. Bine, aici e... Iar un aspect al meu în care țin la lucrurile care mi-au fost date de oamenii de suflet. Însă, periodic le renoim, da? Și am spus, repet, cel mai important subiect pe care a trebuit să ne concentrăm în această perioadă este valoarea noastră și ar mai fi încă ceva. Pentru că am vorbit de casă, am vorbit de pământ, am vorbit de mașină, am vorbit de ambient de corpul nostru foarte important ar fi să învățăm. Știu că nu ține de Venus, dar ține de o latură protectoare a naturii Taurului, da, naturii pământene a Taurului. Ar trebui să învățați și să și scrieți. Astăzi, mai mult, mâine Astăzi mai puțin, mâine mai mult și poate la următoarele luni sau în următoarele săptămâni, pentru că intențiile nu se scriu doar la luna nouă, se scriu cât timp e luna în creștere, da? Să intenționați, să puneți granițe personale în fața celor care vă atacă. Pentru că, asta e, există în spatele taului Berbecul, da? Asta așa ca să înțelegeți pe foarte scurt, dar sunt explicații mult mai complicate. Există un Marte pe lângă Venus și nu doar Marte, este și Saturn, da? Mai sunt și alte planete cu atitudini restrictive, agresive și atunci Venus, latura ei e înțeleaptă de împărăteasă, nu doar de drăgălașă, da? Nu doar de frumușață care trebuie să-și păstreze strălucirea, dar latura ei înțeleaptă o cheamă la această acțiune. Trebuie să învețe să-și construiască granițe personale. Și atunci este foarte important în această perioadă, o să vă mai explic cu altă ocazie, urmăriți canalul, dacă vă face plăcere. Um... Este foarte important să scrieți că manifestați granițe personale și că nu mai permiteți, sau mai bine zis, nu folosiți nuri. Nu Iar un lucru, nu știu dacă l-am spus până acum, îl spun acum că mi-am adus aminte. Nu folosiți, nu mai vreau. Și intenționez cu tare lucru, dar nu e suficient doar să intenționez, trebuie să și acționez ca atare, da? De exemplu, Interzic de acum încolo, interzic să se mai apropie de mine sub formă fizică, verbală, energetică, oameni care au intenții negative, sau oameni care au un limbaj negativ, sau oameni care m-au jignit de-a lungul timpului, da? Un exemplu. O să dezvolt subiectul cât de curând. Deci, am vorbit despre natura drăgălașă a lui Venus, despre natura maternă, casnică a lui Venus, despre natura înțeleaptă, de împărăteasă. Da? Și acum, că tot am vorbit de împărăteasă, da, cu acum.